Bună! Astăzi vreau să vă arăt un joc pe care l-am personalizat noi în Scratch. Foarte ușor de realizat și o să dau imediat share la screen ca să pot să vă arăt exact jocul. Deci, cam așa arată jocul. L-am denumit Rodul de 2 Letters. Dacă să vedeți, să-l voi da, să-l fac mare ca să vedeți exact ceea ce se întâmplă. Am personalizat aceste cifre și litere și fundalul acesta. Acum să intrăm puțin să vă explic despre cod, câte ceva. După cum vedeți, fiecare literă și cifră și scena au codul diferit. Pentru că fiecare, după cum vedeți, are câte un efect diferit. Așa că voi începe cu R, de la început până la final. Acesta are un, după cum vedeți, avem aici când se dă click începe, când se dă click pe steguleț și are un efect de vârtej. Și apoi la final se setează culoarea și acest proces se întâmplă la infinit. La O avem la infinit modificarea culorii, cum vedeți, tot timpul se va schimba, și rotirea la 15 grade, tot timpul se rotește. La 2 avem setarea stilului de rotație de jur împrejur și modificarea mărimii, mai mici și mai mare, după cum vedeți. La D avem modificarea efectului strălucire, mai închis și mai deschis. Se așteaptă 0,5 secunde și din nou se modifică efectul de strălucire, apoi se setează efectul culoare la 5. Din nou, aceste coduri sunt foarte simple. Iar la 2 de la final, după cum vedeți, este puțin cam strâmb, dar arată destul de bine. Se setează culoarea la 5 și apoi se rotește la 30 de grade. Așteptăm 0,25 secunde și se rotește din nou la minus 30 de grade. Se modifică mărimea cu 20, se așteaptă 0,25 de secunde și se modifică mărimea cu minus 20. După cum vedeți, el se duce spre stânga și se face mai mic și mai mare. La final, avem scena, pentru că am ales să o personalizăm, chiar dacă puteți să o lăsați și simplă. La această poză, am ales efectul de culoare și se schimbă la infinit culoarea acestei poze. De ce am ales? Pentru că rotul de 2 reprezintă numele echipei noastre, Ro, care vine de la România, iar restul vine de la roboțelul Artuditu, care este și sigla echipei noastre pe care o avem pe fundal. Acesta este codul, foarte simplu de realizat, un joc distractiv și voi vă puteți personaliza cu numele vostru, numele animalului de companie, numele personajului preferat din filme sau orice altceva vreți voi. Deci, cam acesta a fost jocul Rodul de 2 Letters.